Păi, dar tu n-ai parcat bine aici, nu vezi că e interzis? Vezi, mă, că suntem pe câmp. Cine vine aici să mă amendeze? Eu zic, odată și odată, când o să fiu eu mare și o să ajung colonel, bijuteria asta a mea o să fie. Numai eu, în car, mama, numai eu o să o conduc. Aia da viață. Da, zic și eu. Galeria asta, de ce nu mai vine moda? Băi, incredibil, mă, incredibil. Niciodată nu e punctuală. Nu știu, mă, ce să zic. Atâta mototoală e încât ce, mă miră. Mă duc în mașină, mie, mi-e frig, eu nu mai pot să stau. Știi ceva? Nu crăp și tu dacă mai stai încă 5 minute și o așteptăm. Vrei să mai stăm încă o jumătate de oră până ne vede ea că suntem în mașină? Da, mă, dacă e la fel de mototoală și cu bărbații, păi atunci se explică multe, mă. Asta e viața, mă. E injustă. Uită-te la mine. Frumoasă, deșteaptă. Și pe deasupra sunt și modestă și punctuală. Și mie nu mi se leagă vrăjala cu niciunul. Ați, mă, iepuraș, că s-o găsi unul și pentru tine, dar trebuie să cauți. Știi, eu mi-aș dori un tip să fie, în primul rând, cu niște ochi mari, căprui, să fie tot timpul gelat, așa, aranjat și să fie scumpic, așa, să-l pup tot timpul. Și știi ce mai mi-ar plăcea? Yes. Să aibă uniformă. Dar parcă n-aș vrea să aibă tot de-asta așa de armată. Bună ziua, actele la control, vă rog. N-ați văzut semnul de interzis? Deșteptarea, domnișoare, nu suntem la ora de somn aceea. Suntem la ora de lectură, clar? Poate prim pe vreunul că nu știe unde am rămas cu cititul vocal în picioare. Zic o goasă. Unde a rămas cu cititul? La articolul despre traficul de organe să trăiți. Wow! Șefu, știți cu cât se vinde un plămân la negru? Depinde de negru. La piața neagră mă referam. Știți cât e bucata? Normal că știu, mă, pupă, zic, de-aia sunt eu dintre la sergentul și tu rabăr de caporal. 2-3 mii de dolari, ce crezi că-s prost? Exact. Adică vreau să spun, mai puneți un zero și aflați suma exactă. 20-30 de mii de euro. Bani în mână. Sunt mortul! La ce pagină scrie, mă? Păci. Da! Stai, șeful! Deranjez? În principiu, cam tot mereu. Zici ce vrei. Vreau să vă întreb și eu o chestie, că dumneavoastră știu că sunteți ca o librărie ambulant, așa, sunteți în materie de cărți, sunteți cel mai extra-paleontolog. La subiect, sergent, că n-am chef de... Mă rog, pe scurt, vreau să vă întreb și eu ceva. Poate să trăiască un om fără un plămân? De unde vrei să știu eu? Ce, sunt doctor? Dar de ce mă întrebi? Păi m-a întrebat soldații, șeful, și eu ca sergent, ca superior al lor, trebuie să le răspund, că alminteri îmi pierd autoritatea. Nu m-ați învățat dumneavoastră așa? Corect. Eu cred că poate să trăiască fără un plămân. Mersi, șef. Auzi, dar matale, de unde știi? Că ziceai că matale, ești doctor. Păi nu știu, mă, dar trebuie să-ți răspund, că altfel îmi scade autoritatea, nu? Fii atent. Dacă tot vrei să te edifici, îți fac legătura cu doctorul care mă tratează pe mine acum. Îl cheamă domnul doctor Marica, de la Institutul de Pneumologie Marius Nasta. Păi, ai grijă ce faci acolo, că mi-e prieten omul. Pneumologie. Dar dracu de greu se pronunță. Pneumologie. Cam asta a fost. Mai dă-l naibii, dragă. Eu am o boală pe ăștia de la circulație. Mamă. Mă, voi credeți în vise? Da. Eu, spre exemplu, am visat
Că? Că mori fată mare. Știu, știu. Stai liniștită că te încadrezi în grafic până acum. Mă, vorbesc serios. Dacă tipul de aseară, polițistul, e marea mea iubire. Că eu așa am simțit. Păi, atunci culcă-te. Poate reușești să îi ceri numărul de telefon. Cum vezi, mă? Că asta nu e stare decât să facă mișto. Și ce mai vrei, mă, să fac? Să visez la cai vers pe pereți? Băi, trezește-te, băi, odată că e strada plină de bărbați mișto. Dacă ai ști tu ce mișto era și ăsta... Da, caută-l. Poate există. Unde să-l caut? La poliție. N-ai zis că era polițist? Dă și tu un telefon. Încercare moarte n-are. Mă, știi că asta nu-i proastă? Eu alt termen pentru virgină la vârsta ei... Nu știu. Suntem atacați? Ai jos aceea, cum mă spun eu. Atacă... Nu ești niciun atacat. Am eu o treabă pentru tine. Ceva top secret. Top secret? Da. Dacă mă mai trimiteți la tipa aia să vă iau pere, să știți că trebuie să-mi dați. Trebuie să-i ascultă. Și sticlă. Vrei să câștigi o căruță de bani? Eu? Păi, dar nu eu. Da. Pe cine trebuie să mor? Nu trebuie să mor pe nimeni, ascultați și la mine. Da. Mai ții minte tu articolul ăla din ziar, ce citeam noi presa cu câteva zile, cu vânzătorii de organe? Dacă ți-l minte, îl fisez, domn sergent. Dar eu ce n-am să vând, că mă dor toate, și alta, nu și alta, tine, și... Nu de la tine vine, fraiere. A? Vine de la... Faci-o rost! De unde? De unde? Treaba mea! Tu găsește-l cumpărător! Sau mă rog de ăștia, traficanții care dă banul! De unde și cum să găsește-l cumpărător? Păi pe mine mă întrebă, dacă știam eu de unde să-l găsesc, nu mai te întrebam pe tine, țineam eu tot banul, dar așa nu-l face și mijuma? Eu că-i interesează, nu te știu pe internet, pe... că știi că acolo se găsește de toate. Aveți dreptate pe internet, sunteți genial! Am plecat să... Aia și nu pleci nicăieri, discreție totală, ăsta e cuvântul, ne-am înțeles că dacă se află, ne mănâncă bulou. Discreția! Discreția este a doua mea natură, să trăiți! Discreție, nu ne aude nimic! Bună ziua, domnișoară! Caut și eu un tip de la circulație, brunet, cam 1,70 m, are niște ochi mari. Nu, domnișoară, nu este o urgență! Adică, mă rog, este o urgență! Cu cât îl găsesc pe tip mai repede, cu atât mai bine! Deci, are 1,70 m, ochii căprui și poartă o șapcă cu cozoroc alb. Alo? Alo? Mi-a închis! Ce nesimțită! Doctor sergent Mârlanu de la Unitatea Militară 1002005. Știu, domnule, cine ești. M-a sunat comandantul și mi-a spus că o să vii. Constantin Marica. Vă să ia loc, te rog. Mulțumesc.
Ia zi, ce problemă ai, domnule? Domn doctor, sunt curios să vă întreb, că probabil noastră știți. Domnule, se poate trăi și cu singur plămân? Domnule, în principiu se poate. Dar trebuie să-ți reduci efortul fizic la jumătate. Asta e bine. Asta e bine, că înseamnă că mă duc la instrucție, fac numai jumătate de instrucție, nu? Ba, eu cred că nu o să mai faci deloc. Wow! Ce bun sunt! Să iau 20.000 de euro în mine degeaba, în loc să iau în buzunar. Și mai scap și de instrucție. Păi, doctor, dar tu știi ce mă întreb eu? Cum, ce boală trebuie să ai ca să scoată un plămân? Păi, să vedem. Cancer pulmonar, tuberculoză, acces pulmonar. Păi, cât astea de vară așa? Mă rog, nu, dar tot ca curiozitate vă întreb. Că nu, din... Dom'le, ce simptome au bolile astea? Dacă și de data asta mă închide, o trec Dunărea! Bună seara, domnule! Am o mare rugăminte la dumneavoastră. Caut un coleg de-al dumneavoastră de la circulație, tinerel, brunețel, cam 1,70 m, niște ochi mari... Domnule, n-am nicio problemă. Adică am o problemă. Că văd că la noi în țară e o problemă să găsești un polițist atunci când ai nevoie. Și ce dacă sunteți serviciu de urgență? Faceți-mi legătura la departamentul care se ocupă de asta, de personal acolo, nu știu. Alo? Alo? Mi-a închis asta. E de mai tâmpitule, ți-am zis să nu te urmărească nimeni. Care ți mă E de ajutoare ușor să nu stricat. Zi, ce ai făcut? Am crezut un atac iară cineva. Șeful, este cerere de organe mai rău decât oricând. E coadă la organe mai rău ca pe vremea lui Ceaușescu, la măcelărie. Dar trebuie să-mi spuneți ce organ aduceți. Plămân. Plămân? Wow! Păi ăsta se vinde cu 23.000 de pară, șeful. Păi dați seama câți bani. Ca să știți că-l vrea repede. 2-3 zile. Și 2-3 zile, mă? Mâine îi la duc, mă, dacă... Auzi, apropo, cât ține o anestezie de-asta? Știu, 3-4 ore, cam așa. Aie, bă, spune-i că până seara îi la duc. Dar ai grijă, iei banii înainte. Deja gata? N-ai dracu bugetare. Îi plătim din banii noștri ca să ne închidă telefoanele. E, lasă că... Alo? Da, știu că e apel de urgență. Auzi, bre, dacă mai mă închizi telefonul o singură dată, să mor eu dacă nu te sun toată noaptea, să n-am parte și acu cască urechile alea mari la mine. Caut un tinerel de la circulație, brunet, cam 1,70 m. Intră! Aoleu! O, domn sergent! Azi eu să trăiți! Să nu-mi spui că iar ai venit ca să mă întreb ceva. Aoleu, domn doctor, sunt nenorocit! Asta, sunt un ăsta, sunt nenorocit! Dar ce s-a întâmplat, domnule? Sunt terminat, domn doctor! Trebuie să scoateți un plămân aici! Să scot plămânul? Exact, am simptomele, domn doctor, am cancer. Dacă nu spuneați dumneavoastră care sunt simptomele, nici nu știam. Dimineața fluierat plămânul de-a oprit aia trenurile în gară ca să trec eu șirile de te. Vă mulțumesc că mi-a spus. Stai, domnule, puțin, domnule, stai puțin. Domnul, și după operație, plămânul luăm și îl punem într-o cutie de aia sterilită, care să nu ia microbi, ca să duc plămânul la unitate, să vadă și colegii ce rău e când fumezi. Auzi, atunci știi, mata, că ai cancer? Am slăbit. Am slăbit aseară, doamnă doctor, am slăbit peste 20 de kg. Nu se vede. Păi, nu se vede că tot aseară am spălat și uniforma și astea de armată se strânge când intră la apă și parcă sunt suplu, așa că sunt gras, adică că sunt... Și plus de asta, mi-a crescut tumoarea, că am tumoarea acum, mi-a crescut 45 de kg, domn, dacă spun, mă trăi, ia uitați-o!
mă trage așa într-o parte aceea, când merg într-o rână. Dar să sperie și oamenii când trec pe lângă ei, până uitați. Tumoră, zici? Ia să vedem, domnule. Păi să scoate plămânul acum să vedem ce e el? Nu, nu. Întâi facem o radiografie și o bronhoscopie. Facem, dar ce broncofilie? Bronhoscopie? O nimică toată. Băgăm un tubuleț pe gât, punem plămân și vedem unde-i tumora. Pe gât? E? Plămân? Dar nu să simți nimic, domnule. Formidabil, exact, uite, nu simt nimic, domnule. Păi ce înseamnă medicina asta modernă, te salvează numai de vorbe, doctor, să rămână! Ce-ai, domnule, puțin, domnule! Domnule, e ceva, sunt sănătos, m-a salvat, sunt bine, nu mai am bronhopatită! Mamă, sunt sănătos! Al nebun care vrea să-și vândă organele. Da? E beleagă, doctor! Nu stai să mă operațească dacă nu crăp! Dar și dumneavoastră, ți-a revenit cancerul? Nu, ăla s-a vindecat, am de asta, am tuberoză! Tuberculoză? Mă rog, cum zici, matale! Ia să vedem! Mă scuzați două secunde! Uitați, domn doctor, aici bucăți de plamân. Măi, să fie. Dar febra ai făcut? Imediat, dați-mi un termometru. Imediat. Poftim. Mulțumesc să ia, să-l scutur de febra lui ăla de înainte, domn doctor, că să nu ia, uite ce febra a avut. Uai, la 47 cu 2! 47 cu 2? Dar nici nu ți l-ai pus! Păi de-aia că nici nu l-am mai pus, că dacă în palmă s-a făcut 47 cu 2, dacă îl băgam la sub braț, să ia mercurul pe pereți. Dar inapetență ai? Ce să fac, domn doctor, acum? Mai mare rușine. Am, dar... Și cui mai arde de sex când... E gata să-și pierdă un plămân. Domnule, am spus inapetență, nu impotență. Poftă de mâncare ai? Asta da, am poftă de mâncare am. Păi atunci nu ai inapetență. Inapetența înseamnă lipsa poftei de mâncare. A, da, de asta n-am de asta. Dar ce mai lungit, doctor? Suna la sala de operații să pregătească bisturiile astea, făcălețele, ce mai are pe acolo, să... Mă pregătești, foarte important să nu uite să pregătească cutia aia. Să iau plămânul, ia să-l duc, că e curioși băieții la unitate. Colegii, da? Da. Alo? Dana? Te rog frumos să pregătești sala de bronhoscopie. Avem un suspect de tuberculoză. Vreau să știu despre ce e vorba, da? Mersi. Păi, dați de număr, ce face șeful când îl aduceți? Că eu le-am luat deja banii, amte! Păi, nu știu, îl aduc eu! Că ti se rovină aia după ea! V-am zis să nu ne încurcăm cu ăștia, că sunt și trei! Și au și fețe de mafioți! Da? Să trăiești, doctor! Iar tu? Eu, e pe la mare, ce doctor! Ce mă e, domne, acum? Am apă la plămâni! De seară, de la dușă, că am căzut pe jos, mă rădă și mă apă la plămâni? Ia uziți! Trebuie neapărat să mă operați de urgență, că dacă nu mai prind un val de ăsta, mă nec! Stai, domnule, trebuie să vedem întâi care-i cauză! Păi ce mai vedem aici de timpul acum, mai stricat și aparatul ăla, băgați în apă bronhoscopul ăla să
vorba aia. Dar cine a spus că vreau să-ți fac bromoscopie? Aia nu faceți! Nu! Dar ce faceți? O punție mică, să vedem ce lichid ai. Mie punție mică? E așa mică? Păi doar în cazul ăsta fac 6 produse. Treceți acolo, că ai 6 punție. Și cum e punția asta? O nimică toată, dragă. Uite, vezi? Cu nimica asta, cu asta îți extragem puțin lichid în plămân. Și vedem... Rămâneți cu noi, revenim imediat. Vă rog, eu nu mă închideți, că acum chiar știu pe cine caut. Mi-am adus aminte numărul de pe ecuson. Era... Șeful, ce facem cu asta? Ne-a nebunit cu telefoanele. Localizează-o, mă, și pregătește-mi un echipaj. Când l-am văzut, ochii lui ca două stele. Mi-au spus că el este ales. Nu e băgovașe dacă spun de unde. Șeful ăia ne omoară, ce ne facem? Ce ne facem? Le spunem că nu s-a putut și că asta pe asta, le dăm banii înapoi, mă. Șeful ăia nu vor banii, ăia vor plămânul. Vor, pe dracu, dă-mi cu acea numărul lor de telefon că-i sun eu acum și vorbesc cu ei. Între mare ei șmecherii, știi, după ei. 1-7-7... Unele mă ar fac Eliosule. Măi, băieți ăștia, mă! Stați, măi, liniștiți că văd la domnul lăsați pistolul. Nu s-a putut, domne, asta e, noi vă dăm banii înapoi și am terminat. A zis că avem prămânul, nu banii. Și dacă nu-l aveți, o să scoatem la unul dintre voi. Scoate trusa, doctore. Trusa? Help! Poliția! Poliția! 911! Nu mișcă nimeni! Vă mă arde de glumă! Hai, roții! A dumneavoastră este mașina de teren parcată lângă gardul unității? Da. Nu, e al lui șeful. Anunțați-l că a fost ridicată mașina deoarece a parcat într-un loc interzis. Și eu! Da! Doctor, belea mare, dacă nu scoate plăbunul acum, suntem la... Și tu de ți-a revenit cancerul? Nu, ăla mi-a trecut, acum am pleurezie. Ce? Pleurezia e data viitoare, hai. Dar nu pleurezia, apă la plămâni.
trăiți? Noroc. Mai aveți oică de aia tare? Da. De prună, prună, da? Dați-mi și mie trei. Dar pășuți la chiar. Păgați-le să nu vadă nimeni. Așa. Au, e bani. O, oh, să trăiți, să trăiți. V-am pupat. Salut. Detergent ai? Da. Sigur e bun? E ăla care scoate 69 de pete. Scoate și petele de sânge? Normal. Mersi. Al dracu violor niște mașină bengoasare. Să trăiți. Tot ce sunt. Mai dați-mi și un pachet de țigări, că am uitat. Păi dă-mi... Nu, lăsați că ăla e mic, îl bag în buzunar. Bă, mi-o sete, bă, tare aș mai bece. Hai, bă, cucoașă, sfârșit, ai venit, ai luat? Da, șef. Misiune de-a plenit. Bă, e sigur că nu te-a văzut nimeni. E, nu, șef, păi se poate. Eu sunt soldat NATO, nu? Ia uite. Bă, uite, ce asta, mă? Da, asta nu-i cutia mea. Și nici asta nu e a mea. Păi dacă nu e a ta, înseamnă că e a mea, mă, ia Dogoace. Da, șef, imediat. Dogoace. Vedeți că e grea. De ce n-ai spus, mă, mai devreme să nu-i rup picioarele ăsta? Mamă, dar ce faină e, mă, ia uite ea cu gaură, cu încărcător și are și antilaser de la, vezi? Domn sergent, ia uitați, are și lunetă. De unde ai ciordit-o, bă, Gogoașă? Eu nu fur, că mă bate mamica. Ai, domn sergent, o fi luat-o de la ăsta. Eu ce față are? Ce e la, senatorul Căcălău Sandu. Mamă, dar ce față are? A, șeful, o fi vreunul din senatoare aia care se duce la vânătoare cu mahărea aia mare. A, cu cine, mă? Cu al din Garcea, cu al din Pietreanu? Da, cu aia care trage după toate vrăbile. Ia să-mi cum ai frat-o de la ăsta, mă. Bă, tu chiar nu pricep că eu nu fur? No, nu fură, cu corectul cu tu nu furi. Tu iei, mă, că tu ești așa, cum să zic eu, ca un... Ca un de-asta, mă, ca un haiduc, mă. Ești ca un haiduc. Iei de la oamenii bogați și dai la sergenții săraci. Uite ce mi-a adus, mă. Faină armă. Cred că e cea mai miștoacă de dratul, mă, cu laser, cum n-are nici făt frumos, mă. Cine? Room service-ul. Intră. Căcălău Sandu. Cine ești, domne? Ultima persoană pe care o mai vezi. Viu. Băi, eu sunt senator și... Ai fost. Fă-ți rugăciunea. Ce ai, mă, desperado? Hai, bă, că m-ai speriat. Bună poantă, cine te-au trimis? Golanii de la partid? Ai trei. Hai să-i chem și pe ei, să facem o băută împreună. Faină, bă, faină arma asta, ia uite. Nu-i de-alea, vede că nu-i de-alea făcute pe vapor, ia uite. Șeful, lăsați glumele, că nu știți cum funcționează. S-ar putea să... Ce vorbești, bă, că nu știu cum funcționează. Eu, Dita, mai sergent. Păi cum crezi, bă, că am ajuns sergent? Ca să nu știu cum funcționează o armă. Aaaa!
Mamă, ce meseriașă, bă! Ați văzut cum a știut el glonțul, bă, să ne ocolească, să nu rănească pe nimeni? De asta zic, bune arme! Numai la noi să mai face așa ceva. Domn sergent, vă caută unul cu o vioară la poartă. Ce o fi de la Orchestra Națională, bă, te pomenești că vrea ăștia să mă invite sau ce? Ceea ce ia, bă, cu vioară la poartă, bă? Păi ceea ce ia, cărciu, bă. Ce vrea să-i dai eu să acâns? El dă mâne de lângă ăsta, de eu știu, te fugi de la afară. Am acționat, domn sergent. Am acționat cu o țucahara, cu două șuruburi. Și pe urmă, când să fac echierul, mi-a dat-o el primul. Le dau dracu și dă șuruburi și dă tot. Băi, vandame, mă, băi, de ce nu-i faci, mă, o figură de karate, mă, cum te-am învățat eu? Păi tu vrei să-ți faci numele de râs? Unde e rolul acum, că-l sparg? În spatele meu. Ia dă-te, maș. Bă, urolacule, mă! Bă, dacă-ți bag una... Aia e arma mea! Cine mi-a luat-o? Nu eu! Atunci cum a ajuns aici, mă? Cheliosule! Bă, da, bă, așa știu... Tu ești pe ăla șmecher cu mașina aia pe goasă de la chioșc, a? Cu detergentul, nu? Dar cum ai găsit? Scria numărul unității pe cutia de vioare, idiotule. Idiotule, măcoașe, dacă pleca domnul senator la vânătoare cu țuica, mă, ce făcea? Împăta mistreții, ciupecă prioarele de fund, ce făcea, mă? Dumneavoastră sunteți domnul senator Cacalău? Nu, mă. Aia e ținta pe care trebuia să o lichidez. Dar n-am avut cu ce. Că mi-a luat idiotul ăsta obiectul muncii. Ar trebui să vă lichidez pe toți. Durare, maestate, luminăția mă, lichidați-l, mă, pe asta! Pe asta e de vină! Aveți 24 de ore să lichidați pe senator. Dacă nu, o să vă curăț eu pe voi, mă. Dar nu mai bine îl lichidați dumneavoastră, că toți sunteți de meserie. N-am timp. Azi am altă misiune. Aveți mai multe comenzi, nu? Ca taxiul, nu? Că-ți dracu' de gură că ne mitraliază pe toți. Să trăi, șef, cine doriți să-l anihileze? Ăsta, că nu-mi pare chiar așa de fătălău. Era killer adevărat. Dacă n-aș fi leșinat, sigur săream pe el. Auzi? Și e adevărat că o să vă salveze Chiorete viața? Așa ar trebui. Dacă nu-l lichidează el pe senator... Păi, voi ați nebunit, mă? Păi ăsta e un super timid. Ăsta n-are curaj să omoare nici măcar o muscă. Auzi, ia mai lasă-ne cu Chioretele al tău. Ia zi și killerul ăsta cum arăta. Era sexy? Era super sexy și avea o armă. Armă? Armă sau așa zici tu la... Dar de ce tocmai Chiorete? Auzi, dacă ne mai întrerupi o dată, te strâng de gât, da? Armă. Și era... Cu ciocanul a dat, nu? Lași un naibii. Noroc că eram eu cu spatele, că altfel cred că... Da, hai, lasă, Chiorete, nu mai beniți ochii, lasă, dacă pune mâna pe valiță și du-te unde te-a trimis ăla, că nu intervine ăsta și ne mitralează pe toți, mă. Eu nu mă duc nicăieri, domn sergent. Cum să omor eu oameni? Nu omor pe nimeni, dar se poate. Eu tot mai plecăm. Stai aici. Am stat. Bă, am uitat să vă spun. Să nu povestiți nimănui despre treaba asta. Și mai ales despre mine. Să înțelege de la sine, domnul killer. Bă, nu m-ați văzut niciodată în viața voastră. Clar? Clar, ca umbrele noaptea, domnul killer. N-am, uite, oarbi suntem. Oarbi, nu văd nimic, numai unul la vece, mă. Nu tu, că ție nu-ți trebuie rămâna. Gogoașă? Du-te. M-am dus. Să cânt ce? Thank you.
eroul meu. Nu-mi coace. Ce faci? Te duci să salvezi unitatea? Da, frumoasă. Mă duc să salvez unitatea. Auzi, Loricica, dar nu crezi că aș merita și o încurajare ceva? Asta e, noi vă urăm succes în activitate și toate ce... Salutați-l, mă, pe domnul Chilaru. Să trăiți, domnul Chilaru! Chilaru? Agent 877. Dar tu cine ești, frumoasă? Ea este... Nu pe tine te-am întrebat. Ești armatul perifaci! Emma... Îmi pare excitant de bine. Vă rog să mă scuzați, domnule caporal, dar să știți că eu nu am văzut nimic, dar nimic, nimic. Nici n-aveam ce. Ies! Ies cât de grăb! N-am mai văzut o femeie atât de frumoasă de ani de zile. Ah, exagerați. Nu exagerez deloc. De-abia am ieșit de la Pârnaie, iar acolo nu sunt femei. Sau, mă rog, nu dele adevărate. Acolo femeile seamănă ori cu ăsta, ori cu ăsta. Claunii le plac grăsuțele. Scuzați-ne! Vă scuzăm! Emma, am fost odată în Spania, la Madrid. Wow. Am anihilat 80 de teroriști. A fost o explozie extraordinară. Vreau să spun că am întâlnit o femeie la fel de frumoasă ca tine. Auzi, bă, șmecheri, tu că... Era atât de... Să mă bată ăla pe mine. Păi să vezi ce vă... Dispari. Am dispărut. Loricica. Ce mă, tâmpitule? Ce mă, ce traseuri ATB de mă deranjați din două în două secunde? Bă, voi vă bate joc de mine. Cine urmează mai acum? Ce faceți cu schimbul sau care-i treaba? Ați ajuns la depou, o luați iar de la capăt, că vă crap! Mă scuzați, domn caporal, dar ușa cealaltă e blocată de... killer! N-a plecat! Aoleu! Ăsta mă așteaptă să... să-l omor pe ăla. Să-l omor, zici! Loricica, urează-mi succes, drăguțo! Mă duc să salvez unitatea! Spune-ți rugăciunea, mă. Șefule, eu... Nu mișca! Vreau decât să vă curăț buzunarul de... Bă, ce scoala dracu-i asta? Asta te omoară fără glonț! Na, așa-ți trebuie! Te-am omorât, tâmpitule! Uspătăr! Nu trageți! O să vă dau toți banii înapoi, nu trageți! Stai așa, stai. Nu vrei mai întâi să ne cunoaștem și noi mai bine? Adică să știu și eu cine ești, nu? Ești nebună? Pe urmă va trebui să te omor. Mai bine dezbracă-te. Așa, tăticu, dezbraco. De când așteptăm noi să vedem goală? Hai, tragă, să vedem și noi. Stai, mă! Ce faceți, mația? Stai și mă, bobălăule, că-ți trag și vreo două karate. O vedem pe Ema dezbrăcată. Stai, copaci. Vă omor, mă! Stai, vreau să zic ceva, stai! Dar e viață că mă calcă picioare! Avem spectatori! Bă,
Voi chiar vreți să vă... Tăiți! L-am anihilat! Bravo, ma! Ia zi! A cerut îndurare moșu? Moșu? Mie mi s-a părut chiar tinerel. Tinerel? Bă, pe cine dracu ai omorât tu? Da, boss! Cum? Nu, boss, ce scuze! Într-o oră e gata! Da, boss! Unde dracu idiotul ăla? Lăsați-l, dracu pe ăla, că idiot, îndeplinesc eu misiunea, domnul. Ce prefix ziceați că aveți? 877. 877, ăsta-i de ea Lomița, parcă, nu? Mă rog, dați-mi pistolul că rezolv eu, șeful. Ai o oră la dispoziție, dacă nu? Dacă nu? Am înțeles! Ai făcut-o? Da. L-am omorât. Of, gata, gata, că nu ai avut încotro. Ne scuzați, domn caporal, dar ce să facem dacă ne-a dat killerul ăla afară? Domn caporal, nu mai bine mergeți noastră cu domn sergent să-l omorâți pe senator? Că altfel suntem niște oameni morți, cu toții. Păi n-ai zis, mă, că l-ai omorât? Nu chiar. O, mincinosule, mă, impostorule, mă, cum vrei să profiți de tine, mă, să nu te mai împotri. Auzi, în viața mea n-am tras atât de mult de o femeie deja. Stai, te rog, să mă enervezi. Vreau să zic ceva asta. Da, boss. Cum? Nu e mort? Păi nu, că încă n-am ajuns la obiectiv. Nu, boss. Da, boss. Da, era aglomerație. Da, boss. Nu, da, da, boss. Ah, Doamne, mulțumesc. Ia dracu, căcălău, cu cine te-a pus te urci tu la ultimul etaj, auzi? Bă, și-o tâmpit să mă sui pe scări, auzi, parcă nu merge la liftul. Ce te faci, bă, la ultimul etaj acolo? Dacă, Doamne, iartă-mă, e vreun incendiu, bă, cum te scoate ăștia din foc, bă, ardi, te-ar focul, să te arză. Paul, nu mai pot. Nu mai pot, splina, mă doare splina. Mă doare fierea. Mă dor plămânii. L-am pus și gata. Stai, mă, că mă cazi, tu nu vezi. Bă, vagabond ordinar, ce cauți, bă, să dorm pe scări? N-ai unde te culca decât pe scara de incendiu, când am plăcut eu. Chiarate, sunt eu, bă, mârlanu. Hai, dă-te-a, dracu, că te-mi pus și pe tine imediat, dacă mai mă faci pe mine mult, mârlan. Ai înțeles? Broscoiule! Dă-te! Am treabă să-l împuști pe unul. Te crăf, bă! Ai dracu, l-a avertizat. Oh! Păi dacă nici acum nu l-am pușcat, băi, dar lasă-mă, dracu, că mă las de-n pușcături la alta. Soldat, mi-ai salvat viața, te umplu de bani, miliardar te fac. Bă, cine dracu ești tu, bă? Senatorul Găgălău. A, senatorul. Rămâneți cu noi, revenim imediat. Nici o problemă, domn senator. O să scriu că băiatul a fost în legitimă apărare. Mersi frumos. Și acum că am rămas între noi, o să mă țin de promisiune. Ce promisiune? Păi nu ți-am promis că te fac cum? 100.000 de euro ți-ajung? Ți-aș da mai mult, dar mi-e teamă că nebunești.
100 de mii de instrumente. Chiorete, mă băiatule, ce-i cu tine? Revino-ți. Aha! Păi ce credeai, mă, că dacă le-ai anihilat pe ăsta, ai scăpat? Ce-ați făcut, domn sergent? Ți-am făcut treaba, băi, fătălăule. Rămâi dator. Banii mei! Banii! Domn sergent, vă caută unul cu o vioară la poartă. Și ce face, mă, să-i cumpăr sacâs, să iau coarde de coajă de cal, era să zic. Coajă de cal? Nu s-a închis? Arcuș de coajă de cal. Hai că ai venit, nu, ai venit moale. Ce râzi? Ce râzi că m-a pufnit? Mi s-a rupt tocul, da!